Vă salut, prieteni! Sunt Dan Creța în direct la Radio România, actualități și pe Facebook și pe TVR2, în acest moment, alături de o invitată foarte specială, o artistă specială, Raluca. Bine ai venit! Bună dimineața! Pentru mine e bună dimineața! E dimineața. Da. Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație! Foarte frumoasă piesa asta nouă, Eden, pe care ai lansat-o și am ascultat versurile cu atenție. Mi-aduce aminte de o altă piesă, ieri. Ieri erai? Ieri erai, da, tot despre rai A, era tot, vorba. Da, 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 bravo, tot cam în același. Exact. Da, uite, m-am gândit. Uh, acum vreo șase ani era. Uh, se, poate, se, se poate să atrag genul ăsta de piese, știi? <laughs> se poate să atrag genul ăsta de versuri, cine știe. Cum arată um, Edenul, raiul, pentru wow, tine? Nu știu, că ăsta e un rai mai, mai ciudățel de fapt, în care rămân singură și cu aripile frânte, dar de fapt, asta cu rămân singură în Eden, de fapt Vrea să sublinieze faptul că eu am fost fată bună cu tine și mm -hmm. tu nu. Cam asta despre asta e vorba. Cum arată raiul? nu știu. Frumos. Trebuie să fie și un bărbat acolo, nu? Da, tre na. cred Cum? că trebuie. Fiecare ce-și dorește, Nu, Dacă, uite, și... de exemplu, sunt bine dimineața sau cafea asta de la voi. Cum ar trebui să fie bărbatul uh, pentru o femeie? Cum ar trebui să fie el? În Cam, viziunea wow. ta. Femeia trebuie să se simtă în siguranță. Dacă o femeie se simte în siguranță, din toate punctele de vedere, se simte iubită și respectată, atunci înflorește. Dar știi că sunt femei care fac tot felul de compromisuri pentru un bărbat, care nu le apreciază așa cum, cum merită? Din ce ce le-ai spune? Ce le-aș spune să nu își calce sufletul, să nu facă genul de compromisuri care ar putea să nu le mai lasă să trăiască așa să le mai lase să trăiască așa cum își doresc ele până la urmă, un bărbat cu care o să um, să conviețuim perfect așa cum ne-ar plăcea nouă și să ne lase să fim așa cum ne dorim noi să fim fără să schimbăm lucruri majore că na, lucruri minore probabil și... cu toții trebuie să schimbăm da. din când în când um, ăla este bărbatul care te face fericită, dacă nu te face fericită nu trebuie să stai, nu te obligă nimeni nici măcar societatea din ziua de astăzi ne mai obligă chiar să stăm cu așa doar ca să stăm. Să vină cu niște gesturi frumoase, în afară de un buchet de trandafir cu care nu se face primăvară, așa cum spui în altă piesă, pentru o femeie din Scorpion, cum ești tu? Cum ar trebui? Cred ce, da, sunt importante, sunt importante și gesturile. Pe mine mă, mă impresionează, pe mine mă bucură foarte mult lucrurile simple. Atenția, în primul rând, mm -hmm. e cea mai importantă. Și respectul. Știi că am zis întotdeauna că există o mare parte din bărbați care, atunci când vor să domine o femeie și să se pună un pic deasupra femeii, încerc să o, încearcă să De fapt, da, e o încercare de umilință primată, pentru că nu, nu reușesc să o domine altfel. Din contră, pe femeie o domin fix cu iubire și cu respect. Cam asta e. Astea sunt, e secretul astea da, sunt asta, ingredientele Da, asta cred principale. eu că ar fi. Secretul, pentru că orice femeie își dorește să fie respectată și iubită. Și, cum am zis, chiar trebuie să se simtă în siguranță. Spuneai despre tine că ești mai impulsiv așa. Doamne, da. Ce nu nebunie, ai, mai, ce nebunie ce ai făcut Ce nebunie ai făcut din dragoste? Poți să ne spui? A, nu știu. Nu știu să vă spun sincer, pentru că mi s-a mai pus întrebarea asta și n-am știut niciodată să răspund, pentru că în cazul în care le-am făcut și au fost făcute din dragoste, pentru mine nu au fost considerate nebunii. N-am considerat nicio secundă că, mamă, ce nebuni am făcut. Am considerat că așa a trebuit să fac. Și, și era cumva normal la momentul respectiv. Iar după n-am mai stat să mă gândesc, Doamne, câte lucruri am făcut. Nu. Deci, în cazul în care am făcut, o să-mi întreb la un moment dat prietenii cei care mă cunosc de mult timp, de nebun, ce am făcut eu până acum din dragoste, dar n-am făcut compromisuri foarte mari. Dragostea, respectul, încrederea, de asemenea, cred că e foarte importantă. Ce, da. Dacă un bărbat ar înșela încrederea, ce ai face? L-ai primi înapoi? Aici depinde foarte, din punctul meu de vedere, depinde foarte tare ce fel de om e și depinde cum e el ca om, depinde ce baze. Dacă ai greșit odată în 5 ani și avem o relație din dintotdeauna și totul a fost perfect întotdeauna și frumos, bine, perfect, perfect nu are cum să fie la nimeni, dar dacă totuși a fost frumos și e un om care merită și e sincer în momentul în care. Se discută despre greșeala respectivă, eu cred că orice om merită a doua șansă. Mai ales că ți se poate întâmpla și ție. Logic. Adică orice om, chiar nu există nimeni în lume, în, în, pe pământul ăsta și nu există nimeni să nu greșească, nu există această. Adică perfecțiunea e un cuvânt care n-ar mai trebui să existe din punctul meu de vedere, că nu există. Te ascultam, cum vorbești, te ascultam, cum cânti? vocea asta. Ușor, mai răgușită? ușor răgușită, așa. Pentru care primesc mesaje ca am voce de bărbat. E foarte plăcută <laughs> și <laughs> senzuală. <laughs> și spunem, e lucrată, e naturală, cum e? Pentru că unele, unii artiști care au vocea mai răgușită, ori au fumat, ori s-a întâmplat un accident de la corzile că... vocale. La tine care e secretul? E foarte no, mișto așa, um, vocea. Eu am vocea așa de mică. Bine, am mai trecut prin schimbări de-a lungul timpului, dar... Um, iar treaba asta cu fumatul e un mit. Într-adevăr, la un moment dat ajungi să ai niște probleme pe mai multe paliere, nu numai că vocea după fumat. Dar um, pe moment nu îți creează răgușeala la asta. Um, ăsta este timbru meu vocal. Pe, și pentru timbru poți să lucrezi, dar mai, mai degrabă să lucrezi la la cum pronunți, la dicție poți mm. să lucrezi ca să ajuți timbru, dar nu cred că poți să lucrezi neapărat extrem de mult să schimbi timbru. Te-ai născut cu timbru ăsta, ăsta l-ai. În schimb, eu... poți să lucrezi la tehnica vocală. Acolo se lucrează mult. Gușeala... Cu cât mai mult lucrezi, cu atât mai bine cânti. Plăcută, vreau să spun. Tandră, da, da, așa da. sună bine. Mulțumesc, mulțumesc. Îți Și... spuneam mai devreme că eu primesc mesaje de la oameni care mm -hmm. spun că vorbești ca un bărbat. Îmi pare rău, așa vorbesc eu. <laughs> da. Păi atunci când erai mică în școală, în liceu, te înțelegeai foarte bine cu băieții, nu? Aveați da, da, o... da, da, clar. O gașcă... În liceu deja eram... Aveam prietena mea cea mai bună, prietenele mele, adică nu eram non-stop cu băieții, dar eram cu băieții de la noi din clasă, destul de mult. Mai băiețoasă eram când eram mai mică, atunci chiar eram toată ziua doar cu băieții. Sunt curios, când ai început să câștigi primii bani din muzică, Raluca? Pentru că tu cânti de când? De... Ai început să cânti de mică mm. și pe urmă ai uh, fost încurajată de mama, nu? Da, exact, exact. Vârsta la care am început să fac bani, nu știu, dar oricum e în jurul vârstei de 12-13 ani, pe acolo. Industria muzicală e dură în momentul acesta. E foarte. nu vorbesc neapărat de concurență, dar e dură și ca mod de viață. Multe concerte, turnee, repetiții, promovare, nesomn. Cum faci față stresului, ritmului nebun, uneori când sunt perioade în acestea mai aglomerate, mai stresante? Nu cred că nu știu. Am avut o discuție cu ascultătorii pe o temă legată de stres, că stresul face tot mai multe, creează tot mai multe probleme în societate. Sincer, în, în, în vară, pentru că am avut o vară, repet, nu știu cum am trecut peste vara asta, pentru că am avut am avut și cinci concerte unul după celălalt în aceeași săptămână. Am avut în fiecare weekend cel puțin trei concerte, patru. Adică am, am, umblat destul de mult și București, Sighetul Marmației, Sighetul Marmației, Timișoara, Timișoara, Constanța. Adică doar în felul ăsta s-au desfășurat cumva, știi? Toate drumurile noastre. Um... Am ajuns la un moment dat chiar și la cardiolog care mi-a spus că mă suspecta de infart. Adică, wow. Serios? Da, pentru că există... Chiar îmi pare rău că atunci când... Pentru că mie nu prea îmi place să fac public deloc ce se întâmplă cu mine în afara muzicii. și Viața mea personală nu prea îmi place să o povestesc. Dar despre asta chiar îmi pare rău că n-am vorbit la momentul potrivit... Pe online, pentru că, cine știe, ar fi văzut probabil cineva ce... Și deci pentru cei și care ne ascultă, fi... care ne urmăresc, poate... Nu, asta este o problemă clar, este o problemă la nivel de țară și la nivel de cultură, pentru că noi lăsăm întotdeauna medicul pe ultimul loc. Adică ce facem astăzi? Reha, mă doare un pic aici într-o parte. Lasă-mă că iau eu ceva, că citesc eu pe net. Mă duc eu să Mă duc eu, eu la farmacie și iau niște pastile pentru... Mă, nu! Adică e cazul să ne dăm seama că trebuie să ne controlăm din când în când. Pentru că există să fie niște lucruri pe care nu le știm. Nici să o dăm în cealaltă extremă să devenim ipohondrii, nu e cazul, dar e bine să ne controlăm. Și să îi îndemnăm și pe cei dragi. Și să îndemnăm să pe cei dragi. Asta. Și chiar dacă e un lucru pe care îmi pare rău că nu l-am făcut, este ăsta. Că n-am zis la momentul respectiv. Poate cine știe. Anumiți coleri, s-ar fi uitat și s-ar fi controlat la timp. Dar, ei măsuri nu. Ce, măsuri, ce metode de relaxare ai, ce practici un sport, am înțeles că. N-am mai reușit să fac sport în ultima perioadă, deși, deși îmi place mult. Atunci când intru și când reușesc să mă întorc la sport, uh -huh. e, e o plăcere, chiar e o terapie uh -huh. pentru mine. N-am mai făcut sport de foarte mult timp. Cum și, e cu aeroboxul uh, bo, uh, sau boxul da, acela e, cu umbra. Da, e, e, e mai mult pentru e mai mult pentru fitness, mm -hmm. vă rog, cum știu, eu să dau foarte bine sau nu mă pricep foarte bine, dar fac asta cu sașa de fiecare dată când mă duc la sală și este genial. Îmi place foarte tare pentru că eliberez așa foarte multă energie negativă. De umbra, în cazul în care lupta există. cu umbra uh, din piesa cu soarele, i-am soarele, da, din, am soarele din umbră. Oricum, o propoziție foarte ciudățică, dar e, o metaforă, de fapt. Dar nu s-a răcit bine piesa, că ai lansat o piesă nouă. Da, După ce toată vara ne-am bucurat de ambele, ne bucurăm. Vom asculta la finalul emisiunii și pe aceea cu soarele. Îți place soarele, îți place mare, sunt elemente care te încarcă. Am văzut că ai fost în vacanță în niște da, am fost plecat, am fost plecat în Mexic și tot merg în Mexic, dar... Dar cred, timpul meu preferat e toamna. Chiar dacă îmi place foarte mult să merg la să merg în locurile astea exotice unde pot să stau pur și simplu să nu fac nimic, la un moment dat mi se face dor de, de, muncă, de colegii mei, de echipă, de trupă, de toată lumea, știi? Mă, mai cântăm și noi ceva, mai sun și bă, ne vedem când mă întorc în România să mai cântăm și noi ceva. Că nu pot să mă relaxez 100% atunci când plec. Depinde câtă treabă am în România. Dacă am treabă, n am cum să mă relaxez chiar cu totul. Ai și avut o perioadă foarte aglomerată. Ai avut, de fapt, niște ultimii ani foarte aglomerați, uh, inclusiv emisiuni la televiziune. Uh, da, chiar a fost destul de aglomerat și. Uh... De la uh, Asia Express, uh, da, te cunosc da, de undeva da. la antena Superstar la ProTV, foarte multe da. apariții, o evoluție foarte cool în jurul de la Superstar, apropo, uh, și. Mă întreb, toate aceste lucruri, toate aceste realizări au venit uh, oarecum. Uh, Acum că le vorbim, îmi dau și o seama de ele. Destinate. S-au de... întâmplat uh, pentru că așa crezi că a fost sortit să se întâmple sau sunt foarte bine planificate, toate organizate, pregătite? Cred că așa trebuia să se întâmple. Uh -huh. pentru că în viața mea totul s-a întâmplat așa. Păi și din. Și Cumva, și când am venit din Deva, am venit, știam că o sunt încep să cânt cu cineva, nu știam cu cine, nu știam ce o să se întâmplă, nu știam care îmi va fi drumul, nu am stat să mă gândesc niciodată. Doamne, te rog, îmi doresc să vină DJ Sava la mine să mă sune. Nu, n-am stat niciodată, sau -am, dar mi-am dorit întotdeauna să fac asta. Și imediat după ce s-a oprit primul concurs la care am fost, adică Star, m-a sunat DJ Sava și am început colaborarea cu el după mai puțin de o săptămână, ceva de genul. Când ai venit de la Deva, în București. Exact, așa. A fost greu? Pentru că... Vorbeam... Primele dăți, da. Vorbeam Primele de... dăți au fost complicate pentru că era foarte multă lume dintr-o dată. Eram destul de singură și nu... Era dintr-o dată... Mă copleșea. Da? Era destul de mult pentru mine la început. Și mi-aduc aminte că stăteam la unchiul meu și la mătușa mea aici în, în București și mi mi-aduc aminte că într-o seară chiar am cedat și am început să plâng și am zis -am cum să stau aici. Dar după aceea m-am obișnuit destul de repede. Și chiar a început să-mi și placă pentru că sunt genul ăsta mai agitată eu, nu sunt neapărat vreo liniștită care, care îi place să stea neapărat în fiecare zi doar pe canapea. Sunt da, mai agitat. Transmis și energie, cred, foarte bună în jur. Tu, de, la, Așa ci, tu de la cine e? De la, de la cine furi meserie? De, de la exemple? cine am furat meserie de-a lungul timpului, de la toată lumea din jurul meu. Dar în special când ești în formare, atunci e momentul să, să stai, să asculți cât mai multă muzică și să încerci să cânți așa cum auzi uh, artiștii care îți plac ție foarte mult și să încerci să cânti ca ei de fiecare dată. Și așa am furat o meserie de la... Mm -hmm. Și cele mai importante lecții despre muzică pe care le-ai primit sau despre viață de la cine? Și care au fost? Wow, nu știu. În primul rând de la mama care e o femeie extrem de puternică și care m-a ajutat întotdeauna și a fost lângă mine întotdeauna și mi-a spus să am grijă ce fac să nu-mi fie rușine să mă uit peste umăr sau în spatele meu peste ani. Mm -hmm. Și această discuție a rămas în mintea mea de când eram mică și cumva am, am funcționat după treaba asta chiar dacă nu mi-am dat seama și prim, ai, dar am funcționat după asta ai o legătură foarte strânsă da, cu... Da. și cu mama și cu, și cu tata și cu sora mm -hmm. și cu copii cu toată lumea suntem... da am o legătură foarte strânsă cu ei și apoi de la prieteni de la alți artiști lecții de muzică de viață poate care mm -hmm. sunt artiștii cu care te înțelegi cel mai bine wow Ana Baniciu m-am văzut de curând cu ea. M-am -hmm. văzut acum câteva seri pentru că și ea a fost plecată non-stop în această vară și n-am reușit să ne vedem foarte des. Uh, mă înțeleg foarte bine cu cam toți artiștii. Connector, care este na, fratele meu mai mare, cu nu știu, cu toate. Toți artiștii pot să mă zic, Adică dacă îmi numești unul, o să-mi spun că cam la... care e relația mea cu el. Da. La -ha, ha Production e o atmosferă grozavă. Este Piesa asta o atmosferă nouă. foarte... E, de la... e compusă de Emilian? De nu, nu, nu. Piesa nouă, Eden, este compusă de Dorian uh -huh. și de Gabriel. Producătorul este Gabriel și Dorian este cel care a scris muzică și versuri și a, piesa asta este o piesă care n-a fost făcută în sesiune că de obicei merg, se face sesiune ori o zi întreagă, ori două zile la rând e un camp, așa îl numim noi și stăm cu toți producătorii și cu toți writerii din din Hahaha -ha -ha Production ne suntem repartizați pe mai multe camere și na, intru în fiecare în care cameră în parte și trag fiecare piesă și cam așa se desfășoară o sesiune, un camp dar de data asta n-am făcut o sesiune, doar am ajuns la studio pentru că m-a sunat Dorian. Am o piesă care s-ar putea să te potrivească și sincer că n am făcut, ne-am gândit amândoi la tine. Bine, trimite. Mi-a trimis cu vocea lui și mi-a zis, doamne, ce frumoasă e piesa asta. Îți dai seama, sunt oameni care se gândesc la tine atunci când scriu o piesă. Da, da, da. da, da, da. Și special Dorian, pentru că Dorian a scris și acum. Am difuzat-o dimineață. când am Da, și am mai scris o piesă pe care eu am cântat-o, am și lansat-o. Nu, nu cred că am lăsat. Oricum nu mai știu ce am lăsat. Sunt ce... curios de, de o chestie, pentru că foarte multe femei au o relație de dragoste și ură cu, cu oglinda. Tu cum te simți în pielea ta? Ce, um, lucruri îți plac la tine? Ce îmi plac ce și nu ce nu plac? plac? Da. Eu sunt unul foarte modest, și, dar mie îmi place de mine. Adică n-am o problemă cu... Aș putea să n-am burtică și aș putea să n-am umeriat de lați, dar... Hmm. Aș putea să am o piele mai neproblematică, ar fi minunat, dar aduni, iată că asta. Ca Dacă în și... tot soarele pe pielea ta, cum spui în. Uh, în nu piesa. e neapărat cel mai bine întotdeauna, că te îmbătrânește și te. Um, um, mi-apar tot felul de alunițe. În fiecare zi, tot mai multe, tot mai multe, dar asta este situația. De... Cu, cum îți menții silueta? Am înțeles că ești vegetariană. Da, sau... nu mai mănânc de vreo 5 ani deja. 4 ani jumate, spre 5. Carne, nu mai mănânc. Pâine? Mănânc pâine, nu am o problemă. E, nu că nu, fac, nu țin vreo dietă, nu am o problemă cu mâncarea, adică mănânc tot felul de tâmpenii. Doar că atunci când simt că am exagerat, mănânc mai sănătos. Dar, într-adevăr, o, duc o viață destul de sănătoasă, din punctul ăsta de vedere al mâncării, duc o viață destul de sănătoasă. Nu mănânc exces de mulți carbohidrați și, repet, în cazul în care exagerez câteva zile următoarele 3-4 zile încerc să echilibrez. E foarte importantă imaginea în industria muzicală. Spunea că e dură e și în mediul ăsta economic neprielnic. Sunt, uh, nu sunt mulți artiști cei care reușesc să vândă albume, bilete la concerte, să aibă vizualizări destul de multe pe, pe platformele de streaming încât să poată spune că trăiesc din muzică. Tu cum te descurci din punctul ăsta de vedere? Eu am Trăiești fost mai Sincer. Uh -huh. Eu toată viața mea am trăit din muzică și nu doar eu și familia mea. Dar e, e o muncă multă. Da, tu și tu ești și muncitoare și. Și cumva, mult. în ultima perioadă am stat să, să fac așa un calcul, de fapt un calcul, să mă uit un pic la industria din România și să înțeleg un pic cam cum stau lucrurile. Real vorbind, bani mai mulți nu face nimeni din muzică. Doar din muzică. Doar din. Faptul că este cântăreț și merge pe scenă și are câteva concerte, poți să ai și 5 concerte pe săptămână pe bani mai mulți. Bani extrem de mulți doar din muzică nu au cum să se facă pentru că există o limită. Uh -huh. În schimb, este loc pentru toată lumea. Este loc pentru toată lumea, dar există tot felul de afaceri care se fac pe lângă muzică și care au legătură cu muzica. Și. Majoritatea artiștilor se îndreaptă și către asta, pentru că da, uite, pandemia cel puțin ne-a ne lovit. <laughs> da. și Repet, cum... eu am fost eu chiar am fost norocoasă pentru că am avut um, am avut proiecte în televiziune care au funcționat destul de bine și am, am fost norocoasă și le-am avut, dar uh, foarte mulți artiști, și aici nu mă refer doar la cei care cântă, la soliști. Mă refer inclusiv la instrumentiști care au au fost loviți un pic mai greu decât uh, soliștii și în aceste condiții, pentru copiii sau părinții copiilor care vor să facă muzică, să facă ceva în acest domeniu, ce le-ai spune, ce sfaturi le-ai da? Trebuie susținuți. În cazul în care își doresc cu adevărat să facă asta, trebuie, trebuie să-i susțineți. Chiar dacă nu financiar, trebuie să susținuți moral, pentru că dacă au susținerea familiei, ei ori să reușească să facă asta, dar în cazul în care îți, îți toacă mai ta și tai cât un cap, n-ai ce să faci asta, că eu nu e bine, că n-ai văzut cât se chinuie lumea, că atunci dai să-i implementezi aceste gânduri care nu sunt benefice. Un om, dacă vrea să facă un lucru și indiferent ce vrei să faci în viața ta, trebuie să lupți să fii printre cei mai buni sau cel puțin să încerci. Sprijinul e foarte Au nevoie de sprijin, mai ales din partea familiei. Tu de la cine ai primit cel mai mare sprijin în afară de familie? Atunci când ai venit în București și în momentele astea... Wow! Cine te susține cel mai mult? Păi nu prea... prea am avut oameni. În afară de oamenii care lucram, în afară de colegii mei care erau DJ Sava și... Connector a fost unul dintre primii oameni care m-au susținut. Pentru că... În primul rând, probabil, îi plăcea foarte mult cum cânt și eram foarte muncitoare. Adică nu exista un moment în care să mă sune DJ Sava să-mi spună uh, hai la studio, că avem treabă și să zic, a, nu pot să ajung. Eram acolo, indiferent de situație, pentru că eram la început și trebuia să fac ce trebuia să fac ca să ajungem unde ne-am ne propus. Și a ajuns. Și am ajuns. A ajuns. Cu DJ Sava, cel puțin, am avut două hituri mari care pe care le cânt și acum în concerte și de care vă zic, sincer, câteodată m-am săturat, dar like câtodată, the da, și am momente când îmi spun câteodată, ah. o, am săturat să cânt piesa asta. Dar în momentul în care încep să o cânt mi-aduc aminte de toate uh, lucrurile care s-au întâmplat pe parcursul carierei, să zic așa, și uh, îmi trezește amintiri frumoase. apropo de asta, uh, care ar fi cel mai, uh, realizările de care ești cel mai mândră? Un, să spunem un top 3... Uh, Luca, the best. Wow, nu știu. Eu sunt mândră în general de ce am făcut până acum, pentru că nu prea am făcut compromisuri. Mm -hmm. N-am lansat întotdeauna piesele care mi-au plăcut 100% mie. Aici aș putea spune că eh, aș mai <laughs> schimba un pic, dar în rest nu sunt... Nu, sunt, sunt, destul de, sunt destul de mândră de ce am făcut până acum. Te mai întreb un singur lucru. Dacă te-ai întâlnit cu un extraterestru și a trebuit să-i pui o singură piesă. Să pun Din toate timpurile, dar ce piesă îi pune? Wow! Nu știu la asta. Te deci stau să mă gândesc că sunt mai mulți factori aici de... <laughs> nu știu. I-am soarele din umbră. Mm? nu știu dacă pe că final, aș pune <laughs> piesă de-a mea, dar... Mm. Uite, aș, aș putea să-i pun această piesă ultima, pentru că e o piesă care Chiar îmi place foarte, foarte mult Eden. O ascultăm pe, pe final, pe cealaltă. Mulțumim da, și da. Pentru, pentru Eden și pentru discuția mulțumesc de astăzi. și eu. Din păcate, timpul s-a scurs. Nu, e nicio problemă. Ne retragem puțin. Sper că, și... că nu m-am bâlbâit prea mult. Vocea ta face totul. Mulțumim da, frumos, mulțumesc Raluca, și eu. între prietenii de la radio.